Facem legătura directă cu doamna Elena Matescu, directora NM. Salut, bună, doamna Matescu, mă bucur să vă văd. Deci vine vara, am înțeles, 29 de grade, mâine vreme foarte, foarte frumoasă, numai că vine și ciclonul. Cum va fi mai exact? Bun găsit! Într-adevăr, căldura vine la pachet cu fenomenele de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, care se vor manifesta începând chiar de mâine, mâine după amiază, în special în regiunile intracarpatice și în zona de munte, pe parcursul serii și al nopții și în restul țării, iar miercuri, în special în jumătatea sud-vestică a teritoriului, acolo unde ne așteptăm la cantități importante de apă. Ne așteptăm la averse cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, care pot lua local și aspecte vijelie și nu în ultimul rând izola căderi de grindină. Facem mențiunea că la altitudini mari intensificările de vânt vor putea depăși 70-90 de km pe oră, dar și în restul țării intensificările vor fi la cote mai joase, 45-55 de km pe oră. Așadar, mâine o vreme deosebit de caldă, ne apropiem de 28 de grade Celsius, în special în sudul extrem al teritoriului, și astăzi am avut o vreme caldă, de altfel la București, la toate cele trei stații meteorologice, ne-am apropiat de pragul unei zile de vară 24 de grade. După care, de la mijlocul săptămânii, mai ales spre final, ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, 18-24 de grade, iar săptămâna viitoare din nou valori de 27-28 de grade. Așadar, doamna Matescu, din acest moment putem spune că vine vara, vin și fenomenele acestea de ciclon. Cum va fi după perioada asta în care, iată, furtunile, vijeliile ne vor lovi în egală măsură cu căldura? Când va fi doar vară, fără să avem toate aceste fenomene extreme? Doar vară fără fenomene extreme nu putem să avem, pentru că, așa cum menționam, atunci când vorbim de temperaturi mai mari, asociate și cu o cantitate mai mare de umezeală în atmosferă, acestea reprezintă ingredientele specifice pentru fenomenele de instabilitate temporară accentuată, fenomenele convective, care mai ales se manifestă începând de după amiază și care aduc aceste averse cu caracter torențial, așa cum spuneam, însoțite de intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină la nivel izolat. Vă mulțumesc tare mult pentru informația din această seară. E important pentru telespectator să știe ce urmează din punct de vedere meteo. Salut, bună, să aveți o seară bună!